Am găsit la Lidl iaurt din ăsta proteic și budincă proteică. Budincă n-am mâncat niciodată, abia aștept să văd cum este. Am luat două boxuri, am mai lăsat și la alții, stați liniștiți. Am ajuns acasă și vreau să testez budincile astea. Astea au 75 de calorii pe 100 de grame, adică 150 de calorii pentru că are 200 de grame o budincă din asta. Asta e cu vanilia. Este senzațională, vă zic. Niciodată n-am mâncat budinci din astea, e prima dată. Sunt extraordinare. Au fiecare câte 20 de grame de proteină. Deci avem aici 300 de calorii și 40 de grame de proteină. Wow! Mamă, ce bună e asta cu ciocolată. Îmi place mai mult ciocolată decât vanilia. Doamne, cât de bune sunt. Sunt mai bune decât iaurturile. Dacă știam, nici nu mai luam iaurturi. Extraordinare. Vreau să mănânc budincile astea, să mănânc ceva ușor așa, să avem proteină pentru că am venit de la sală și apoi să ne băgăm să facem cei 10.000 de pași. Aici avem batoane proteice, astea care sunt foarte, foarte bune, 200 de calorii, dar au decât 55 de grame și 20 de grame de proteină. În schimb, astea, budincile proteice, au tot 20 de grame de proteină ca și un baton, dar au 200 de grame, da? Deci nu au 55 de grame ca batonul ăsta. Bine, asta îl putem compara cu ciocolata. Budinca nu putem compara cu ciocolata, dar are 200 de grame și 150 de calorii, da? Este mult, mult mai bună. Cum a făcut sezi? Adică este mult mai sățioasă din punctul, ăsta de vedere, pentru că are un gramaj mai mare. Doamne, nu vrea să focalizeze. Ok, haideți că acum focalizează, da? Deci, vedeți, are 76 de calorii, pe 100 de grame are 200 de grame, asta înseamnă că are 150 de calorii pe 200 de grame și 20 de grame de proteină, da? Este mult mai sățioasă, este mult mai mare ca volum decât un baton proteic și mult mai ieftină, asta e 4 lei, iar batonul este 9 lei. Deci, ăsta mi se pare cel mai bun desert proteic. Și vi-l recomand din tot sufletul dacă îl prindeți la Lidl. Eu am luat un carton de budincă și un carton de de iaurt proteic, da? Dacă știam, mai bine luam două de budincă, pentru că budinca este mult mai bună. Deși iaurtul are mai puține calorii, are 130 în loc de 150 cât are budinca. Și pentru agaricii care m-au hulit pe Instagram și pe Facebook, să știți că v-am lăsat, fraților, budincă, da? Am luat decât un carton de budincă. E prima dată când prind și am luat un carton. Sunt 12 bucăți. M-au înjurat câțiva, le-am dat blog pe Instagram pentru că nu mi se pare normal. Am mai lăsat acolo două cartoane din fiecare și de budincă și de din ăsta de iaurt proteic. Așa că vorbiți frumos, dacă nu, o să primiți blog. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Pe mine ajută foarte mult. Stimulăm un pic algoritmul YouTube-ului și clipurile mele vor ajunge la mai multe persoane. Dacă vreți să vedeți o transformare adevărată, singura transformare corporală sau recompoziție corporală din lume documentată, în care vreau să slăbesc 50 de kilograme cu mese în fiecare zi, cu toate mesele, adică din fiecare zi, uitați-vă în seria Autoslăbește, pentru că acolo, în fiecare săptămână, la sfârșitul fiecare săptămâni, fiecare duminică, adică, pun câte un clip cu toate mesele pe care le-am avut în săptămâna respectivă, aveți multe informații de calitate, ponturi, ceea ce să mâncați și, bineînțeles, vedeți și rezultatul fiecarei săptămâni, dacă m-am îngrășat sau am slăbit. Așa că dacă sunteți curioși ce mănânc în fiecare săptămână și ce mai îngătește șeful meu personal, nu uitați să vă abonați la acest canal sau apăsați butonul de notificări pentru a fi notificați în fiecare duminică când postez un clip nou. Dacă vreți să vă susțineți corpurile și să mă susțineți și pe mine, pentru că eu am afacere cu miere, avem afaceri de familie cu miere, cu produse apicole, cu stup, nu uitați să lăsați o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la orice comandă. În dieta mea o să vedeți foarte multe produse apicole, pentru că acestea sunt foarte, foarte bune pentru organismul uman. Foarte multă lume din industria asta a fitness-ului habar nu are câte proteine are polenul sau câte proteine are păstura și cât de bune sunt pentru masa musculară și pentru cei care fac sală, care sunt sportivi, pentru susținerea efortului, și vreau să încurajez cât mai multă lume să consume produse apicole, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase și foarte benefice corpurilor noastre și foarte puțină lume le face publicitate și explică cât de bune sunt acestea. Până data viitoare, urșii mei, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat!
Ciao! Torpilez ca pe Bismarck, Big Bang, sunt primordial de la start. Labo vs. Card, HDMI vs. Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprești în chin. Ești mut ca un manekin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, ce king. Îți bag bilanale cu un arsenal, ești la strâmtoare ca Magellan. Mastermind, când apar, uite-l pe Watcher, e fenomenal. Cobo Street Fighter și Oriuken, mă show cu dama lui Ken. Oriunde merg la Typhoon, unde Typhoon, dar o dama călător prin unde. Am coroana, sunt King Kong, dansez ca Sis Kong Song. Song, îți dau să vaccinez un ce.